Nu contează dacă ești junior sau senior, miera de salcâm este la fel de bună pentru oricine. Nu contează dacă ai vreo problemă a sistemului cardiovascular sau pur și simplu vrei să bei o cafea, iarăși, miera de salcâm poate să fie alegerea potrivită. Da, într-adevăr, pentru că mierea de salcâm este o miere ușoară, este o miere fluidă, foarte plăcută din punctul de vedere al culorii și al aromei și nu schimbă cu propria aromă gustul cafelei sau al ceaiului pe care îl preferăm și atunci de aceea este indicată în a ne îndulci ceaiul sau cafeaua și ar fi foarte bine să începem să ne îndulcim ceaiul și cafeaua cu miere pentru că ar fi un plus extraordinar pentru sănătatea noastră. Și așa cum bine spuneați, mierea de salcâm este mierea preferată de copii, tocmai pentru că este fluidă, strălucitoare și foarte bună la gust până la urmă și atunci întărește sistemul imunitar al copiilor, este foarte bună în caz de răceli, de gripe, de tuse, chiar și tusea convulsivă reușește să o calmeze și în general are un efect calm, mant, liniștitor și chiar antidepresiv. Să nu uităm că până la urmă și stările noastre psihice sunt foarte legate de alimentația noastră și de stilul nostru de viață și iată cum ne pot ajuta produsele apii fitoterapeutice chiar și atunci când ne confruntăm cu niște stări extrem de inconfortabile și chiar cu anxietăți, mici depresii și așa mai departe. Bineînțeles, trebuie mers la medic, trebuie luate alte măsuri, dar să nu uităm ajutorul pe care ne-l pot da aceste produse naturale. Bineînțeles, mai trebuie să spunem un lucru, nu este indicat să se dea miere copiilor sub vârsta de un an, pentru că sistemul lor digestiv nu este încă pe deplin format și atunci, doar după un an, este bine să li se dea miere și să se înceapă cu mierea de salcâm, bineînțeles, cu una, două lingurițe pe zi, apoi se poate ajunge la 6 lingurițe pe zi până la 6 ani și după aceea, pe măsură ce cresc, se pot bucura de mai multe lingurițe de miere de salcâm pe zi. Noi, adulții, ca să nu mai vorbim, bineînțeles, totul cu măsură, dar trebuie să spunem că acest regim cu miere, cu un dulce sănătos, este foarte bun pentru sănătatea noastră, pentru metabolismul nostru și pentru multe sisteme din corpul nostru, inclusiv pentru sistemul nostru cardiovascular, pentru că ne întărește inima, ne întărește tot sistemul cardiovascular, inclusiv felul în care ne ajută și ne susține fluidizarea sângelui printr-o mai bună circulație a sângelui prin vene și artere, pentru că are un ușor efect vasodilatator și atunci, bineînțeles, că ne susține sistemul cardiovascular în ansamblul său. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.